Șefa suspendată a Centrului de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotari, reținută în dosarul afacerii cu sânge și teste expirate, va fi cercetată sub control judiciar pentru 60 de zile, au decis magistrații judecătoriei Ciocana. Ca și la ședințele anterioare, Svetlana Cebotari a refuzat să discute cu presa. Este adevărat că ați încercat prin intermediul avocaților dumneavoastră să influențați martorii din dosar? Este urmărire penală, o acțiune de urmărire penală, s-a admis demersul parțial al procurorului, parțial al meu. Ea este apreciată în privința dumneavoastră controlul judiciar pe termen de 60 de zile. Clienta mea vină, nu recunoaște, pledează nevinovată. A fost acceptată și solicitarea procurorului de caz Victoria Furtună de suspendare a Svetlanei Cebotari din funcția de șef al Centrului de Transfuzii. Furtună va decide ulterior dacă va contesta decizia judecătoriei la Curtea de Apel. Luând în considerație că starea sănătății învinuitei s-a înrăutățit semnificativ, procuratura a venit cu un demers de înlocuirea măsurii din arest în arest la domiciliu și prelungirea măsurii, însă instanța a decis de aplicarea unei noi măsuri, liberarea provizorii sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În dosar mai figurează și directorul adjunct al Agenției Achiziții Publice, Ghenadie Grib, dar și juristul Centrului de Transfuzie a Sângelui. Aceștia vor fi duși marți în fața magistraților. Postul ministru al Sănătății, Svetlana Cebotari, împreună cu juristul instituției și directorul adjunct al Agenției Achiziții Publice, sunt bănuiți de trucarea licitațiilor în domeniul efectuării transfuziei sângelui. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă amenzi de 117.500 de lei sau până la 7 ani de închisoare cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice pe o perioadă de până la 10 ani.